Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Elena Parapiru, iar aceasta este o nouă ediție a emisiunii noastre. Invitata mea din această seară este doamna senator Laura Georgescu, senator al Partidului Social Democrat. Calați, bine ați revenit alături de noi, doamnă. Bine v-am regăsit. Doamnă, ce facem în vacanța de Paște, care va fi între Paști, cel catolic și cel ortodox, în anul școlar 2023 și 2024? Cred că va fi pentru prima dată când nu va fi vacanță, propriu-zis. Vor fi niște libere, dar nu va fi vacanță. Nu, există posibilitatea să fie modificat ordinul de ministru și vacanța de primăvară, cum ar veni, să fie totuși cuplată cu sărbătorile pascale și cu data de 1 mai, pentru că atunci Paștele va pica aproape de 1 mai, deci nu cred că o să rămână așa, pentru că nu e firesc. Până la urmă. Cred că este pentru prima oară când există o distanță atât de mare între Paștele catolic și cel ortodox, pe 31 martie, cred, cel catolic și pe 5 mai, cel ortodox. Da, acum, acesta a fost motivul practic pentru care s-a propus această soluție provizorie? Nu știu dacă acesta a fost motivul. Vacanța, până la urmă, ținând cont că Paștele ortodox și catolic pică la date diferite de obicei, da. Mai rar, pică în același timp. Probabil că ideea a fost să, în general, ideea vacanței este să cuprindă Paștele ortodox, urmând ca cei care sărbătoresc Paștele pe rit catolic să primească câteva zile libere. Aici nu știu exact care a fost justificarea pentru plasarea vacanței în așa fel încât să nu prindă niciuna dintre sărbători, dar lucrurile se pot modifica. În acest moment, Partidul Social Democrat se opune examenelor pentru liceu și dumneavoastră cred că ați putea să ne oferiți cea mai pertinentă analiză asupra acestui subiect. Da, vorba vine examene pentru liceu. Cei care sunt de o vârstă cu mine sau poate puțin mai tineri, poate puțin mai în vârstă, își aduc aminte că examenul de admitere la liceu se dădea în forma unor probe date la liceul respectiv, cu subiecte elaborate de cadrele didactice din liceul respectiv. Nu putem spune că pe vremea aceea, deci acum câteva zeci de ani, lucrurile stăteau rău în învățământ. Deci selecția era făcută foarte bine. Până la urmă, copiii se duceau acolo unde simțeau că pot face față și unde au chemare. Fie că vorbim de un liceu teoretic, fie că vorbim de un liceu vocațional, cu profil artistic sau profil sportiv, fie că vorbim de liceele tehnologice. Da? Așa este. Apoi, în momentul în care s-a renunțat la această admitere la liceu și s-a trecut pe varianta repartizării computerizate în urma examenului de evaluare națională și luându-se în calcul și media anilor de gimnaziu, 5-8, dacă vă aduceți aminte, inițial a fost 50% nota obținută la evaluarea națională, 50% media anilor 5-8. Copiii erau ierarhizați în funcție de aceste două rezultate și apoi repartizarea era făcută computerizat. Au fost foarte multe situații, cel puțin în primii ani, în care un copil ajungea la un liceu și descoperea că, de fapt, nu era făcut pentru profilul respectiv. Nu avea deprinderi, nu avea abilități, nu avea talent pentru ceea ce, pentru disciplinele care se studiau acolo. Mare parte din vină o purta acea media claselor 5-8, care nu era o medie calculată unitar la nivelul întregului județ sau la nivelul întregii țări. Ținem cont că notele într-o școală exigentă se pun mult mai greu, notele într-o școală puțin mai relaxată, ca să-i spun așa, se pun foarte lejer, note mari. Și atunci aveam situații de copii care terminau cu medii de peste 9, clasele 5-8, iar la evaluarea națională cu greu scoteau media 5. Da. Ei, gândiți-vă că în momentul în care făceam media între unele și altele, media acelui copil creștea artificial în mare măsură, da? Copilul acela ocupa un loc pe care nu-l putea ocupa un copil care avea o pregătire mai bună, dar el fiind evaluat într-un anume fel mult mai riguros, mult mai strict în clasele 5-8, nu avea aceeași medie. De acolo a pornit și acea goană după note, da? Toată lumea făcea presiune asupra școlii, asupra copiilor, să aibă note foarte mari la toate disciplinele, pentru că media din clasele 5-8 influența media de admitere. Constatându-se acest lucru, a început ponderea mediei din clasele 5-8 să scadă.
A scăzut. Acum se ajunge să fie eliminată media claselor 5, se ia în calcul numai media de la probele examenului de evaluare națională, ceea ce mie mi se pare mult mai corect. Adică acolo este o evaluare, evaluez pe toți în același timp, cu același subiecte și văd exact care este nivelul. Pe de altă parte, o evaluare națională doar la disciplina matematică și română nu poate să îi arate unui copil ce deprindere are el sau să școala să poată evalua deprinderile copilului pe alte discipline, pe chimie, pe fizică, pe istorie, pe limbi străine, sigur, poate pe discipline tehnice, da? Și atunci, un examen de intrare la liceu, de admitere la liceu, nu spun renunțarea la evaluarea națională, nu, dar un examen separat de intrare la liceu pe profilul acelui liceu, cu probe pentru profilul acelui liceu, după părerea mea, nu ar fi rău. Într-adevăr, foarte multă lume a reclamat faptul că copiii vor fi supuși unor probe suplimentare, unor examene suplimentare, deci pe lângă evaluarea națională ei vor da și aceste probe de admitere la liceu. Altă critică care a fost adusă acestei idei a fost faptul că se încurajează industria meditațiilor pentru că părinții vor căuta meditatori pentru disciplinele care vor fi, la care copiii vor susține examene pentru liceul pe care îl doresc și așa mai departe. Acum, nu știu, lucrurile sunt împărțite. Pe de o parte s-ar putea să aibă dreptate, pe de altă parte nu. Până la urmă, această nouă probă ar fi deschisă tuturor. Deci oricine vrea să dea aceste probe la un liceu, e liber să o facă. Înscrierea nu este limitată, adică nu este numai pentru 100 de copii sau 200 de copii. Pentru am oricine. Înțeles. Da? Deci este o admitere deschisă, practic. Deschisă, da. Iar subiectele nu mai sunt făcute la nivelul unităților școlare, ca să nu existe niciun dubiu că ar fi cineva favorizat și altcineva defavorizat, ci ar veni de la minister. Deci ar fi făcute unitar. Dom'le, cei care vreți să dați probă la fizică, ăstea sunt subiectele pe fizică. Cine care vreți să dați la desen, astea sunt probele, subiectele pentru desen și așa mai departe. Și atunci ar fi o unitate și nu ar fi diferențe între licee din același județ sau din țară. Dacă tot discutăm despre licee, să-mi spuneți ce anume se desființează? Că am înțeles că nu se vor desființa conform noii legii a educației liceele pedagogice. Nu. Dar ce anume dispare sau ar putea dispărea? Deci în prima variantă a acestor proiecte, un învățător nu mai putea să iasă învățător doar prin finalizarea liceului pedagogic. Adică specializarea de învățător nu asigura profesia de învățător decât după ce urma o formă de învățământ superior. În momentul de față, învățătorii ies cu liceul pedagogic finalizat. Singurele specializări care asigurau imediat încadrarea pe câmpul muncii erau educator și educator puericultor. Adică vorbim de personalul didactic din cadrul grădinițelor și din cadrul creșelor. Toate colegiile pedagogice, liceele pedagogice din țară au adresat o scrisoare ministrului educației în care au prezentat și foarte riguros, foarte bine argumentat, care au fost rezultatele obținute de învățători urmând profilul pedagogic de la liceele lor și care au fost rezultatele altora. Se vede, de fapt, și la examenele de titularizare, examenele de ocupare a catedrelor în învățământ. Cei care au făcut un liceu pedagogic cu profil, cu această specializare, obțin mereu note mult mai mari. Mi-am amintit acum, pentru că au fost foarte multe întrebări în ultima perioadă, este perioada olimpiadelor. Și legat de olimpiada de matematică, specializarea dumneavoastră, sunt foarte mulți copii care spun, sunt uimiți că sunt depunctați pentru faptul că au folosit o metodă care nu este admisă la respectiva olimpiadă. Indiferent că este clasa 5, 6, 7, 8. Nu există așa ceva. La matematică nu vă contrazic vehement. Oh, okay. Copilul, orice copil, poate folosi ce metodă dorește, doar să fie corectă din punct de vedere științific.
Deci dacă am avut situații de copii din clasa a 9-a, a 10-a, să spun, care au folosit într-o demonstrație de problemă noțiuni din clasa 11-a. Wow. Pentru că ei le știau foarte bine, excepțional. Bineînțeles, deci nu este niciun fel de problemă. Niciun fel de problemă. Doar dacă în enunțul problemei, subiectului, se specifică folosind metoda X, demonstrați că... Ei, eu atunci... nu am ce-ar putea să fie folosit în enunțul respectiv. N-am îndrăznit vreodată să mă apropii de vreo olimpiadă de matematică. Deci, în general, subiectele pentru olimpiadă sunt create în așa fel încât copilul să poată să folosească ce metodă dorește, ce cunoștințe are. Ideea este tocmai să îi dezvoltăm creativitatea și să depistăm copiii care reușesc să iasă din tiparul școlar. Că, în general, la școală folosim metoda X, metoda Y, metoda Z. La olimpiadă avem surpriza să găsim copii care au o gândire foarte creativă și foarte ingenioasă și foarte... aceștia sunt copiii care, de fapt, îi descoperi cu prilejul acestor olimpiade școlare. Deci nu, eu nu pot să cred că... Extrem de importantă această precizare pe care o faceți dumneavoastră. Sunt convinsă că a fost privită cu maximă atenție și de părinți și de copii. Și știu, într-adevăr, personal, copii care povestesc cu lacrimi în ochi despre faptul că au fost depunctați. Nu, și că s-ar putea ca ceea ce au folosit ei acolo să nu fi fost corect din punct de vedere matematic. Este posibil. Și atunci, știți cum copiii mai greu reușesc să se autoevalueze. Asta, nici da. Adulții nu reușesc întotdeauna să se autoevalueze. Da, păi un copil. Și atunci copilul iese de acolo având certitudinea că e corect ce a făcut, dar s-ar putea să nu fie așa. Au posibilitatea să depună contestații. Sigur. Există varianta de contestații. Da. Iar la contestații vin alți profesori evaluatori. Și dacă să spunem că a fost o greșeală de la prima evaluare, la a doua evaluare, se repară greșeala, dacă într-adevăr a fost o greșeală. Dar, repet, au fost multe situații în care copiii au reclamat faptul că au făcut perfect și au văzut că nu iau punctajul total, ci mult diminuat. Au fost situații în care s-a ajuns cu asemenea plângeri până la nivelul ministerului, până la, adică nici după etapa de contestații nu au fost convinși că, am înțeles, că nu au făcut corect. Și atunci s-a luat lucrarea cu copilul alături și s-a arătat exact unde a greșit și apoi a fost lămurit. La liceul pedagogic din Galați avem într-adevăr cupola fisurată și aș vrea să mă fac, nu știu, voce pentru cei care sunt foarte preocupați în momentul acesta în care este o adevărată isterie la nivel mondial legată de cutremure, dacă se va face ceva în această direcție. Deci înainte de toată această nebunie cu apariția acestor cutremure, ba în Turcia, ba în Gorj, ba în... Da. Am purtat o discuție cu domnul primar legat de investițiile care vor fi făcute în unitățile de învățământ în cursul acestui an. Colegiul Național Costache Negri, adică liceul pedagogic, cum îl știe toată lumea, este cap de listă la... Era oricum cap de listă la investiții pentru reabilitare și mai multe lucrări acolo. Deci chiar înainte de apariția acestor cutremuri, Colegiul Național Costache Negri este pe lista de investiții, are fonduri alocate prin buget, deci lucrările vor începe cât de curând. S-a reluat programul Lapte și Corn în Galați. Avem copii care primesc acum biscuiți și mere, deocamdată. Înțeleg că se depun lupte grele pentru o redobândire a iaurtului. Da, e un program foarte important. Este extrem de important. El a fost important de la apariția lui. Gândiți-vă că noi, cel puțin la nivelul municipiului, tindem să vedem doar efectul acestui program în școlile unde copiii nu au probleme acasă de alimentație. Sigur. Dar acest program nu se adresează numai copiilor care provin din familii care își pot permite să le asigure o masă echilibrată și bună. El se adresează și copiilor din familii cu venituri reduse, ori pentru ei acele alimente sunt foarte, foarte importante și foarte bine primite. Cu atât mai bine acum, dacă primesc fruct, pentru că fructele, într-adevăr, sunt foarte importante pentru copii. În ceea ce privește iaurtul, din păcate, suma care este oferită pe
per pachet de copil este destul de mică. Prețurile la toate alimentele au crescut foarte mult în ultima vreme. Vezi inflația, vezi prețurile crescute la energie electrică și la gaze, prețul de producție al iaurtului a crescut și atunci producătorii nu se mai încadrau în suma alocată pentru iaurt. Suma a fost crescută în ultima vreme, din păcate nu suficient de mult, pentru că deja prețurile la energie și la gaze s-au temperat cu măsurile care au fost luate la nivel guvernamental pentru temperarea acestor prețuri, deja producătorii nu mai au prețul atât de mare de producție și atunci pot veni la licitațiile care se vor ține pentru distribuția de iaurt. Deci a fost pusă în dezbatere publică prima variantă, varianta ministrului Câmpeanu, varianta care a stat toată vara în dezbatere publică și s-au adunat la minister zeci de mii de sugestii și propuneri. Apoi a venit ministrul Ligia Deca și s-a reluat proiectul cu inserarea sugestiilor și a propunerilor care veneau din mai multe părți sau păreau a fi observații pertinente, corecte. Proiectele sunt încă la nivelul guvernului, urmează să intre în primă lectură în ședința de guvern, apoi ele trebuie să fie adoptate de guvern, nu în ideea că vor fi adoptate tacit, adică devin legi sau ordonanțe de urgență prin guvern. Proiectele de legi pe care le propune guvernul și intră în Parlament trebuie să intre mai întâi în ședința de guvern spre adoptare. Deci le adoptă guvernul și apoi le trimit în Parlament și urmează parcursul parlamentar. Mai întâi se vor duce la legile educației, mai întâi la Camera Deputaților și apoi la Senat, care este cameră decizională. Între timp, cei care sunt membri ai Departamentului de Educație din Consiliul Național al Partidului Social Democrat vin cu propuneri. Vin cu propuneri, vin cu sugestii, cu modificări, cu adăugiri sau scoateri de articole care nu ni se par corecte. Ce ne așteptăm pentru anul școlar 2023-2024? Se mai propun și alte modificări ca structură pentru anul școlar? Nu. Din câte știu eu, structura anului școlar rămâne momentan pe 5 module. Okay. Nu avem informații cum că s-ar dori reintroducerea tezelor pentru copii. Există consultări permanente cu părinții în această direcție, cu cadre didactice? Ministerul, în mod normal, trebuie să aibă un dialog permanent cu asociațiile de părinți și cu asociațiile de elevi. Momentan, sigur, după anul acesta școlar, care e structurat pe module, trebuie făcut o analiză în ce măsură această structură a anului școlar a adus un plus sau un minus în învățământ. Da? Deocamdată anul nu s-a finalizat. Nefinalizându-se, nu putem trage o concluzie. Pe de altă parte, ordinul de ministru care dă structura anului școlar următor trebuie elaborat mult mai repede, din timp. Da? Deci el nu poate fi elaborat în august. Okay. El trebuie elaborat de acum. Și atunci se merge tot pe ideea de module. Anul acesta școlar va fi analizat după finalizare și apoi se va vedea pentru structura anului școlar următor, 2024-2025, dacă această structură pe module a fost benefică pentru copii sau nu. În continuare este solicitat foarte des elementul de tehnologie în clasă. Propriu zis, copiii și profesorii comunică pe internet, pe diferite grupuri de socializare, bineînțeles, referitor la teme sau la diferite exerciții care se pot face în clasă. Este acest lucru unul benefic actului educativ? Este unul ok legat de lege? Da, este foarte bine. Deci diversificarea metodelor de prezentare a conținuturilor, de colaborare cu elevii, de, colaborarea elevilor ei între ei, este nemaipomenită pentru sistemul de învățământ. Haideți să fim serioși, că nu mai putem ține copilul în bancă cu pixul în mână și profesorul la tablă cu creta și profesorul prezintă, copilul ia notițe. Nu mai suntem în acea... Normal, da, dar mă gândesc și la copiii care poate nu au resursele financiare pentru a avea aceste obiecte la îndemână. Evident că și în acest moment există discrepanțe mari între școli, între posibilitățile școlilor și, până la urmă, între pregătirea cadrelor didactice pentru a folosi aceste echipamente.
Ce este bine este că prin Programul Național de Redresare și Reziliență, școlile aplică pentru proiecte de dotare a unităților școlare cu echipamente specifice, adică table inteligente, videoproiectoare, tablete, laptopuri, adică și în școlile care nu au posibilitatea să achiziționeze așa ceva, vor ajunge aceste echipamente. Acum, nu-i mai puțin adevărat că școlile au fost puse în fața unui fapt ciudat. Trebuie să completeze zeci de documente ca să poată accesa asemenea fonduri și nu primesc niciun fel de lămuriri cum anume să o facă. Profesorii, cadre didactice nu sunt pregătiți pentru accesarea fondurilor europene și, haide să fim serioși, foarte multe instituții care aplică pentru fonduri europene apelează la consultanți. Da. Ei, școlile nu pot apela la consultanți, că nu au fonduri pentru așa ceva, deci trebuie să descurce singure. Ok, nemaipomenit, dar ajută-i. Ajută-i, spune-le cum anume să procedeze sau dacă au întrebări, lămurește-i. Din păcate, ministrul Ligia Deca a ieșit la televizor și a spus că preferă să lasă școlile să greșească ca să vadă cum anume nu trebuie să facă când implementează un proiect cu fonduri europene. Că... Practic, dai un test așa să ia elevul 4? Da. Da, ca să învețe minte data viitoare să completeze cum trebuie. Mie mi se pare, cum să spun, atitudinea unui ministru care nu ar fi al educației. Adică tu ca demnitar ești pus acolo să vinzi prișul școlilor. Doamna Deca a intrat la clasă vreodată? Adică în postură de profesor, mă refer. Nu știu, nu pot comenta. Nu știu CV-ul doamnei Ligia Deca. Da. Și nu asta este important în acest moment. Important este ce faci tu pentru școli. Că până la urmă, tu ca ministru nu trebuie să vezi de sus lucrurile așa, doar lucrurile generale. Tu trebuie să vinzi sprijinul școlilor. Nu zic că ministru în sine, ca persoană, trebuie să ducă într-o școală și să le explice cadrelor didactice cum se scrie, dar sunt o mulțime de funcționari în minister, da? Sigur. Este personalul inspectoratelor școlare care poate fi instruit de minister și apoi ei, la rândul lor, să meargă în școli. Dar nu știu de ce nu se dorește treaba asta. Adică ca și când nu vrem să accesăm aceste fonduri din PNRR pentru dotarea școlilor. Nu este de neînțeles pentru mine. Doamna senator, vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră și, într-adevăr, este o emisiune care ne poate ilumina. Sper să continuăm. Sau ne poate ne lămuri mai tare. Eu sunt convinsă că mesajul dumneavoastră a fost înțeles de către oameni și e clar că toți putem să fim deschiși și să absorbim altfel decât cu ostilitate toate schimbările care se petrec în zona educației. Vă mulțumesc încă o dată, vă aștept să continuăm dialogul nostru. Eu vă mulțumesc. Iar dumneavoastră, doamnelor și domnilor, vizionare plăcută în continuare. La revedere!